Bună ziua, dragii mei, și bun găsit la un nou talare fecioară. Cei născuți în fecioară sau au ascendentul în această zodie pentru luna august. Ce este important ca dumneavoastră să știți? Haideți să vedem pentru luna august ce este important să știți. Energia generală a acestei luni este colaborare, primiți o ofertă sau faceți o ofertă pe plan profesional, financiar, fie învățați pe cineva anumite lucruri, fie aceste persoane învață de la voi, văd comunicare, văd reușită, văd lucru în echipă, o lună august foarte, foarte frumoasă și o lună august extrem de fericită. Există însă anumite greutăți care le cărați și le cărați în spate, ați obosit, sunt legate de un stres anume, de anumite evenimente petrecute în anturajul dumneavoastră, evenimente care s-au întâmplat deja, este vorba despre trecutul vostru îndepărtat, este vorba despre intrarea unei persoane în viața dumneavoastră. Este vorba despre faptul că această persoană v-a creat foarte multe greutăți, în sensul că a început totul dintr-o pasiune, a început totul dintr-o joacă, dacă îmi permiteți să spun așa, și în această joacă cineva s-a îndrăgostit de cealaltă persoană. Voi, cu siguranță, vă gândiți la comunicare, la declarația sentimentelor, voi deja ați făcut acest lucru, vă doriți ca și persoana pe care voi o iubiți, pe care voi o îndrăgiți, această persoană care v-a adus fericire, să vă comunice același lucru. Este o persoană diferită de voi, dar o persoană care privește în aceeași direcție cu voi, o persoană cu care vă potriviți, o persoană pe care ați cunoscut-o câțiva dintre voi pe planul jobului, fie ați lucrat împreună sau lucrați împreună, ați colaborat într-un anumit proiect sau aveți o meserie conexă sau pur și simplu există un prieten care sau o prietenă care v-a prezentat această persoană. Este o persoană însă căsătorită, o persoană care are, s-ar putea, o funcție ierarhică superioară vouă, să aibă o companie proprie, o persoană care are bani, care are stabilitate, o persoană care de regulă nu ascultă opiniile celor din jur, care nu este obișnuită cu să-și exprime părerea ceilalți în jurul său. Este o persoană obișnuită să dicteze, o persoană arogantă, o persoană care așteaptă serviciile celorlalți, o persoană care așteaptă ea să fie alintată, dar, așa cum am zis, o persoană care este căsătorită. Parcă și dumneavoastră există această șansă să fiți căsătoriți, vă gândiți la această căsătorie sau vă gândiți pur și simplu la anumite documente pe casa statului, documente pe care trebuie să le semnați, ori aveți anumite legături cu guvernul în această lună august, fără ca dumneavoastră să știți către voi se îndreaptă o persoană care poate fi mai tânără decât voi sau mai în vârstă decât voi. Există o diferență de vârstă între voi, o diferență de statut social între voi și această persoană. Vrea să reintre în viața dumneavoastră. Nu este o persoană nouă, rar, dar poate să fie și o persoană nouă, însă este o persoană care aparține trecutului. De ce? Pentru că văd, în ciuda maturității acestei persoane, o imaturitate, în sensul că această persoană este copilăroasă, această persoană nu are o energie stabilă vis-a-vis de voi, intră și iese din viața dumneavoastră. Vă este teamă să comunicați, fie cu această persoană, fie cu cineva anume, să cereți anumite lucruri,
Pentru că vă este teamă de respingere, vă este teamă că nu vă vrea, vă este teamă că totul s-a terminat. Dar în același timp vă doriți, vă doriți cu ardoare această comunicare. Ca și energii zodiacale văd Capricorn, Rac, Scorpion, Pești, precum și Fecioară și Taur. Haideți, dragii mei, să vedem de ce există acest moment al turnului. Pentru că ceva în trecutul dumneavoastră s-a întâmplat, care v-a luat pe voi prin surprindere și persoana cu care voi aveți de-a face. Dacă este pe plan sentimental, v-a luat prin surprindere acest lucru. Pur și simplu, în unele cazuri, există un divorț într-o căsătorie unde lucrurile erau foarte, foarte frumoase și mergeau foarte frumos, însă a intervenit o a treia persoană. În unele cazuri, dar haideți să vedem acest moment al turnului care încă vă împiedică, încă vă ține pe loc. A avut loc, da? Nu va avea loc, dar a avut loc acest moment. Dar numai să clarificăm, să vedem despre ce este vorba. Despre o situație în care au existat foarte multe sacrificii pe care voi le-ați făcut pentru o persoană care poate fi în rac sau nu, la distanță de voi, sau această persoană în rac a fost luată prin surprindere de voi la ultima întâlnire, și de atunci lucrurile s-au terminat. Nu mai discutați, nu există comunicare, de unde și teama dumneavoastră de a comunica, teama de a vă întâlni cu această persoană a venit ca un fulger, a trăznit această persoană vestea pe care i-ați oferit-o, da? Sau poate să fie reciproc. Este legat de o separare. De o separare, de ruperea unei relații, de ruperea unui contract, de o schimbare care nu a mai avut loc, o schimbare care necesita foarte multe sacrificii. Haideți să vedem această comunicare, pentru că dumneavoastră vreți și există această comunicare. Eu văd o împăcare acolo unde există această separare, acest moment al turnului. Eu văd o împăcare în această lună, august. Haideți să vedem despre ce este vorba cu această comunicare. Aveți tot ce vă trebuie să comunicați. Dacă voi nu vă doriți să faceți acest lucru, va interveni destinul. Pentru voi va interveni soarta și veți primi un mesaj, veți primi pur și simplu un mesaj de bună ce faci. Nu este mesajul pe care dumneavoastră l-așteptați, dar există acest mesaj care va veni către voi. Haideți să vedem această persoană, energia sa atât de rapidă, de dorința de a intra în viața dumneavoastră, dar de a și ieși. Este o persoană care și ea, la fel ca și voi, are și simte aceeași greutate în... Dacă este căsătorită într-o relație de căsătorie și voi la fel și simte foarte greoaie separarea dintre voi, visează, rămâne optimistă că poate veți reintra în viața sa sau va reintra în viața dumneavoastră. Voi să știți că sunteți optimiști cu privire la faptul că această persoană o să vă scrie, da? Vă gândiți foarte mult la acest lucru, este o relație în secret, o relație de suflete pereche, vă gândiți la clipele frumoase pe care le-ați petrecut împreună și pur și simplu ați trecut peste această ruptură, peste acest moment al turnului. Încă vă amintiți acest moment al turnului, derulați în imaginea dumneavoastră această separare, ziua, momentul, secundele în care totul s-a rupt, le derulați încă în minte, dar rămâneți optimiști cu privire la comunicarea aceasta care va avea loc între voi și persoana respectivă sau care vreți să aibă loc, dar eu văd că va avea cu siguranță loc. Haideți să vedem un sfat al cărților pentru voi, pentru că sunteți mereu în așteptare, în așteptare și în așteptare. Sfatul cărților pentru cei născuți în Fecioară sau ascendentul în această zodie. Sfatul cărților, vedeți, este să treceți peste acest moment al turnului, să înțelegeți că
această fază la care dumneavoastră ați participat, pe care dumneavoastră ați făcut-o sau nu, însă trebuie să știți că acest capitol s-a încheiat. Nu se mai poate schimba nimic. Aceste evenimente, acel moment al turnului, acel moment de separare, acel moment de pierdere, s-a încheiat. Da? Trebuie să vă ridicați și să treceți peste această schimbare. Prin această carte văd ca și sfat ideea că dumneavoastră trebuie să găsiți o doză de fericire, vedeți? Această doză de fericire și știți unde este această fericire. Trebuie să o regăsiți, da? Să o regăsiți, iar această fericire, dacă a stat în baza acestei separări care v-a adus și v-a produs suferință foarte multă, vedeți? O suferință extraordinară. Poate să fie acest sfârșit un nou început, poate să fie acest sfârșit o nouă deschidere către un nou drum, un drum fericit, pentru că această fericire poate consta în acest sfârșit și voi să nu vă dați seama. Dumneavoastră simt că pentru câțiva acest moment al turnului a avut loc pentru că nu v-ați simțit valorificați. V-a fost teamă să încheiați acest capitol, vedeți, aveți lume, poate să fie o persoană de altă origine, de altă naționalitate, să se afle la o distanță de dumneavoastră, dar vedeți o persoană importantă, o persoană care lucrează la guvern, în unele cazuri, dar simt foarte mult acest lucru, dar v-a fost teamă să încheiați această relație cu această persoană, acest capitol din viața noastră, care a fost în secret, s-a desfășurat în secret, dar v-a fost teamă. Nu, trebuie să trăiți în acest moment și să vă gândiți, sfatul cărților este cum reacționați dumneavoastră la acest sfârșit. Și sfatul cărților este să o faceți cu determinare, cu împlinirea acestor dorințe și fără să vă gândiți la negativ, a, nu mă vrea, nu mă dorește și așa mai departe. Nu este cazul, da? Dragii mei, aceasta este etalarea pentru voi, dragile mele fecioare. Vă mulțumesc tuturor pentru vizualizări, vă iubesc și vă aștept cu drag la noi etalări la fel de frumoase. La revedere!